cu oamenii, harul prealabil dat tuturor, l-abilitează pe om să primească Evanghelia. Că nu-i corect Dumnezeu să trimită pe cineva în iad fără ca el să fi putut să se întoarcă la Dumnezeu. Dom'le, cum să-l chem eu la mântuire? Pocăiește-te dacă eu știu că el nu se poate pocăi. Nu, Dumnezeu întâi trebuie să-i ajute pe toți să se poată pocăi, ca Dumnezeu să-i poată pedepsi sau judeca după asta. Sunt doar trei variante. Când harul ăsta prealabil, pregătitor, vine la om, îl pune în una din trei poziții. Îi pune voința într-o stare neutră, îi pune voința înclinată spre rău sau îi pune voința înclinată spre bine. Doar trei variante. Ori spre bine, ori spre rău, ori într-o stare neutră. Acum, dacă îl pune într-o stare neutră, omul va fi ca un schizofren din toată viața. Nu va ști ce să leagă. Că nu va fi înclinat nici spre bine, nici spre rău. Da? Dumnezeu îi aduce harul care îl pune într-o poziție neutră. Alege stânga sau dreapta. Omul niciodată nu e înclinat nici în stânga, nici dreapta. Ce o să aleagă? Nimic niciodată, pentru că este într-o stare neutră. E logic lucrul acesta. Dacă harul lui Dumnezeu îl înclină spre bine, toți oamenii ar fi mântuiți. Asta este universalism. Că deodată ce e înclinat spre bine, să ai voința înclinată spre bine, înseamnă că înclinația aceea te va duce la o acțiune. Toți oamenii vor alege binele. Noi vedem că nu toți oamenii aleg bine, ceea ce rămâne să tragem concluzia că în ciuda harului ăsta prealabil în ghilimele, oamenii, deși sunt iluminați, convinși de Duhul Sfânt și așa mai departe, rămân înclinați spre rău. Dacă rămân înclinați spre rău, înseamnă că toți oamenii vor urma această înclinație a răului și vor rămâne nemântuiți pentru totdeauna. Harul prealabil este o invenție omenească.